Vineri, Congresul Extraordinar a modificat statutul partidului. Principala modificare se referă la faptul că partidul nu mai este obligat să facă parte din Internaționala Liberală și din grupul ALDE din Parlamentul European. Acest lucru înseamnă că PNL poate să se înscrie acum în Partidul Popular European și să activeze statutar în grupul PPE din Parlamentul European. Alte modificări ale statutului prevăd ca președintele și vicepreședinții partidului să fie aleși uninominal. Președintele interimar al PNL, Klaus Iohannis, a spus că noul statut definește foarte clar parcursul politic pe care partidul îl va urma în viitor. Acest statut nu este o formalitate, acest statut arată nu doar cum funcționăm, arată cine suntem. Personal pot să spun că sunt foarte mulțumit că astăzi ați votat aproape în unanimitate pentru acest nou statut, a declarat Klaus Iohannis. Liberalii vor stabili aderarea la Partidul Popular European și fuziunea cu PDL. La reuniunea liberalilor participă și liderii PDL Vasile Blaga, Cătălin Predoiu, Gheorghe Flutur, precum și președintele Partidului Forța Civică, Mihai Răzvan Ungurean. Și Vasile Blaga a susținut un discurs. El a declarat că fuziunea cu PNL va păstra nealterate spiritul și tradiția celor două partide, iar noua formațiune va fi contrapondere victorioasă la PSD, punctând că puterea nu o să cadă din cer. Respect pentru numele blazonului istoric al PNL, pentru meritele sale excepționale, în făurirea României moderne și pentru reconstrucția democrației în România după 1989, solidaritate față de valorile democratice, capitaliste și euroatlantice, pe care le împărtășim și încrederea că drumul pe care am pornit duce la câștigarea președinției de către candidatul nostru comun și la formarea marelui partid de centru-dreapta, încredere că nimeni nu va putea opri acest proces, a spus Blaga la Congresul PNL. El a mărturisit că trăiește emoția visului pe cale să se împlinească, acel de a vedea PNL alături de PDL în marele proiect al Dreptei Unite, Partidul Dreptei Unite. Liderul democrat liberal a mai spus că a apreciat oamenii de stat liberali, eleganța și înțelepciunea parlamentarilor liberali, amintind de colaborarea din 2000 și după 2004, el subliniind că PNL a fost partenerul pe care l-au considerat cel mai aproape de crezul PDL. PNL și PDL împreună într-un singur partid, cu un program de guvernare și un singur candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este mandatul pe care ni l-au dat România, a afirmat Blaga. Fuziunea va păstra nealterate spiritul și tradiția celor două partide, a mai afirmat liderul PDL. Pentru funcția de președinte al PNL candidează Klaus Iohannis și Ioan Ghișe. Iar pentru cele 31 de funcții de vicepreședinte au intrat în cursă 56 de liberali. Primarul Bacăului, Romeo Stavarache, s-a retras din competiție în contextul în care este acuzat de săvârșirea a 5 infracțiuni de luare de mită, după ce a cerut bani de la oameni de afaceri pentru a le acorda contracte din bani publici. Cea mai mare parte a organizațiilor județene ale PNL au anunțat în ultimele zile că delegații pe care îi vor trimite la Congresul formațiunii vor adopta preponderent poziții de susținere pentru alegerea lui Klaus Iohannis la șefia partidului, precum și pentru candidatura acestuia la președinția României. De asemenea, mulți dintre liderii organizațiilor județene s-au exprimat favorabil și în privința aprobării trecerii PNL de la ALDE la Partidul Popular European, fiind de așteptat ca acest pas să fie validat de majoritatea delegaților la Congresul Liberalilor. În structurile de decizie ale organizațiilor județene PNL s-a votat în general favorabil și pentru fuziunea prin absorpție cu PDL, dar unele dintre vocile importante din teritoriu ale formațiunii au arătat că vor lua poziție în Congres cu privire la necesitatea păstrării identității PNL și a denumirii istorice a partidului. Delegația constanțeană are 35 de voturi, care se vor îndrepta în totalitate spre candidatura primarului Sibiului, Klaus Iohannis. Liberalii constanțeni au încredere în modelul de dezvoltare politic propus de acesta. Constanțenii au reprezentanți și în Comisia de Numărare a Voturilor prin Marilena Dragnea de la PNL Năvodari și Septimiu Băurceanu, președinte al Organizației de Tineret a PNL Constanța.